Aparatele dentare sunt necesare multora dintre copii și nu pot fi înlocuite cu alte tratamente. Cum îl alegem pe cel potrivit, care este vârsta optimă pentru a efectua un consult ortodontic, dar și care sunt beneficiile? Aflăm acum de la Denisa Zaharia, medic stomatolog ortodont, care se află alături de mine. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. S-o luăm pe rând. Așadar, cum alegem aparatul potrivit pentru copiii noștri? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că avem nevoie de aparat și pentru a stabili acest lucru, este indicat să mergem cu copilul în jurul vârstei de 6-7 ani la un prim consult ortodontic. Medicul este cel care poate să evalueze starea, să observe dacă este nevoie de aparat, cum spuneam, dacă există spațiu suficient de erupție pentru toți dinții permanenți care urmează să erupă, dacă este prezent vreun obicei vicios, pentru că în această perioadă de multe ori copiii fie își suc degetul, fie folosesc încă suzeta, sau au respirație orală. Toate aceste obiceiuri duc la o dezvoltare incorrectă a maxilarelor. Odată ce am stabilit că avem nevoie de un astfel de dispozitiv în perioada de creștere, alegem un dispozitiv în funcție normal de ce avem nevoie. De obicei se aplică disjunctorul. Este un dispozitiv care lărgește arcada maxilară. Atunci când maxilarul, partea de sus, este îngustată, trebuie lărgită cu acest dispozitiv. Sau apelăm la un simplu dispozitiv care ne îndepărtează obiceiul vicios, îl decondiționează, adică un trainer. Dacă am depășit această etapă în care evaluăm creșterea periodică și copilul este văzut constant la medic, în jurul vârstei de 12-13 ani, odată ce avem toți dinții permanenți erupți pe arcadă, stabilim, cum spuneam, dacă avem nevoie de un aparat fix. Acesta este aparatul prin care putem corecta înghesuiri dentare atunci când există spațieri, când avem un canin care rămâne inclus în afara arcadei, fie în spre buză, fie în spre palat. Deci sunt tot felul de anomalii care trebuie corectate și ideal este să facem acest lucru la 12-13 ani sau în perioada de adolescență, pentru că lucrurile se rezolvă mult mai ușor. Vorbeați despre aparat dentar fix. Știm că pentru adulți există tot felul de aparat. Există aparatul invizibil, există brecheții invizibili, da? Există și pentru copii aparatul mobil. Care este diferența și cum facem diferența? De ce medicul ar putea să hotărască necesitatea unui aparat mobil pe care eventual să-l poată scoate copilul și când trebuie pus unul fix? Aparatul mobil are o utilizare mai limitată în zilele noastre. De ce? Scopul lui era să lărgim arcada maxilară, adică este înlocuitorul acelui disjunctor de care vorbeam. Și aparatul mobil, pentru a fi eficient, pentru a obține același rezultat, trebuia purtat destul de mult, în jur de 2 ani de zile. Activarea, lărgirea maxilarului se făcea mai lent, o dată pe săptămână, față de disjunctor și rezultatul era unul mai slab, pentru că depindeam de copil și nu toți copiii sunt cooperanți. Ca urmare, această lărgire a maxilarului se face acum prin disjunctor, dacă se poate, este de dorit, că necesită un timp mai scurt de purtare, el este fix și nu mai depindem de copil. Dacă vorbeam de aparatele fixe, ele sunt cele care realizează în final o aliniere a dinților, o rezolvare a înghesuirilor și o ocluzie funcțională, pentru că pe lângă funcția estetică, tratamentul ortodontic rezolvă în egală măsură și masticația și vorbirea, adică îmbunătățește aceste funcții și la final este important, pe lângă dinții aliniați, să avem și o ocluzie echilibrată, adică modul în care se întâlnesc dinții superior cu cei inferior pe arcadă trebuie să se realizeze prin contacte multiple și simultane. În felul acesta asigurăm pe termen lung o sănătate mai bună la nivelul dinților și gingiilor, pentru că dinți înghesuiți înseamnă și probleme gingivale, retracție gingivală, boală parodontală, practic, sigur, în ani de zile. Mult mai târziu. În ce măsură există deschiderea părinților, a copiilor să poarte astfel de aparate? Pentru că știm și noi, în urmă cu mai mulți ani, era rușinos așa să ai aparat dentar, copiii te cam luau peste picior. În ziua de azi nu mai e deloc așa, nu? Ba dimpotrivă, pot fi și decorate aparatele. Așa este. Pe de o parte,
părinții sunt mai dornici să vină în scop preventiv, ceea ce este foarte bine, pentru că prin prevenție ne asigurăm că nu vom avea complicații și alte probleme mai grave. Deci primul pas este să-i aducem la medic, să-i controlăm periodic, să vedem dacă chiar au nevoie de astfel de aparate, după care sigur că intervine faptul că aparatele acestea pot fi accesorizate cu diferite elemente colorate și atunci sunt mult mai ușor acceptate de către copii și adolescenți, care de multe ori erau reticenți la purtarea unui aparat dentar. Faptul că acum văd peste tot în jurul lor astfel de aparate dentare, chiar și în rândul adulților, nu mai este o problemă atunci să accepte și ei mai simplu această variantă și unii chiar fără probleme își doresc să poarte astfel de aparate. Deci da, o deschidere mult mai mare în acest sens. O ultimă întrebare cu răspuns la fel de scurt. Cât durează un tratament ortodontic la copii? La copii durează în jur de un an și jumătate. Depinde foarte mult de tipul anomaliei, dar trebuie să avem această perioadă pentru că este important ca la final rezultatul să fie stabil, adică să se mențină pe timp lung.